Had One Night in Bangkok. Cei care își amintesc videoclipul acestei piese știu de ce am ales-o pentru a întâmpina invitata de astăzi. E o piesă cu un videoclip în care apar o mulțime de situații de șah, de joc de șah, și sunt piese uriașe acolo în clip. Fata cu care stăm de vorbă astăzi e mai micuță, are 15 ani, dar e mare în lumea șahului. Se numește Emma Obadă, e unul dintre copiii cu care România se mândrește în lume datorită medaliilor câștigate la competițiile internaționale de șah. Elevă în clasa 9 la Colegiul Național din Iași, Emma e în mare formă în prezent, recent a devenit campioană europeană la juniori, la șah rapid, și vă propun să o cunoaștem împreună în minutele următoare, să descoperim alături de ea câteva lucruri interesante despre acest joc sau sport. Bună, Emma! Bună ziua, mulțumim că ești cu noi. Felicitări pentru performanțele tale, în primul rând. Mulțumesc pentru invitație. Mai întâi spune-ne, te rog, ce înseamnă șah rapid? Explică-ne puțin. Trebuie să muți cât mai repede sau cum? Da, sunt multe competiții șahiste care se bazează despre timp. Spre exemplu, naționalele de șah din România, sunt trei categorii, clasic, rapid și blitz. Depinde de timpul de joc și de increment. Rapid înseamnă că ai 15 minute și pentru fiecare mutare ți se adaugă 10 secunde. A, deci există șah și mai rapid decât cel rapid, adică blitz, ai spus. Da, de 3 minute și cu increment de 2 secunde. Interesant. Noi vorbim acum despre un sport al minții care nu are o popularitate foarte mare în rândul copiilor. Tu la ce vârstă ai descoperit piesele de șah? Cum a fost? Îți mai amintești? Nu mi-aduc aminte foarte multe, însă mi-am povestit mai mult părinții mei. Când am fost dată la grădiniță, la 3 ani jumătate, existau atele personale și mama inițial voia să mă dea la engleză și dans, însă educatoarea a propus să mă dea la toate opționalele și includea și șahul. Acolo l-am întâlnit pe Mihai Ștefanachi, un antrenor de la Clubul Filidor din Iași, care m-a îndrumat până la, nu mi-aduc aminte, 7-8 ani, până când m-am mutat la Politehnica. Deci a fost o întâlnire așa, dar norocoasă. Tu ești un produs 100% al Iașiului. Ai fost descoperită, spuneai, de Mihai Ștefanache la Clubul Filidor, apoi ai făcut pasul la Politehnica Iași și la Academia de Șah Cotnari, unde ai lucrat cu antrenorii Vasile Manole, Vladimir Danilov și Vlad Ungureanu. Îi felicităm și pe ei. Spune-mi, cum e comunitatea jucătorilor de șah din Iași? Sunteți mulți? Vă cunoașteți bine? Ați legat prietenii? Suntem destul de mulți. Este eu și încă un colegă de club cu un an mai mare decât mine. Suntem șahiste ieșene care suntem pe podium an de an la naționalele de România și tot timpul ne întâlnim și cu jucători din lume, la mondiale, europene, an de an. Turneul pe care l-ai câștigat a fost online și ai obținut o performanță de 2489. E un indice, pentru cei care cunosc lumea șahului, un indice care arată nivelul arătat de concurent și care te situează foarte sus, din câte am înțeles, aproape de o mare maestră internațională, și un lucru care te duce la mondiale? Sau cum e? Da, acelea au fost calificări pentru mondiale. Primii trei care se calificau la europene mergeau mai departe. Am fost inițial numărul 26 de concurs cu elul meu performing de 1900 și m-am putut clasa în primii trei, chiar pe primul loc, jucând cu jucători din Azerbaijan, Rusia, Polonia, România chiar. Da, o altă ieșeancă foarte tare e și Irina Bulmaga, de 27 de ani, care a câștigat un puternic turneu internațional desfășurat în Spania. O altă performanță foarte, foarte bună. Sunteți foarte buni acolo la Iași, la șah. Și aș vrea să vorbim puțin despre șahul acesta. Cum îl vezi tu, ca pe un joc sau ca pe un sport? Și de ce? Cum ți se pare ție? Presupun ca pe un joc de strategii pentru mine. La mine strategia mi-a plăcut întotdeauna, nu numai la așa, și orice ce-ar conține strategia, spre exemplu, în istorie. De aici s-au legat și pasiunile mele de materiile reale, de matematică și chimie.
logica de care ai nevoie pentru a face mutările, a rezolva soluțiile, pentru a lua cele mai bune decizii. Dar chiar așa, ce aptitudini? Logica, spuneai, mai sunt strategia, ce-ți mai dezvoltă? Tactic? Strategia, cum să iau decizii importante în momente critice, sub presiunea timpului, cum să balancez partida, mai ales în jocul de clasic, cât trebuie să gândesc pentru o mutare, pentru a nu ajunge nici în greță de timp, dar nici să nu joc foarte rapid și să joc cu greșeli. Și contează foarte mult concentrarea în momentele acelea, probabil și memoria, pentru că trebuie să ții minte o mulțime de variante anterioare. Și atenția, nu? Pentru că trebuie să fii foarte, foarte atent la tot ce face adversarul, ca să încerci să joci foarte bine și să-l învingi. Simți o presiune foarte puternică. Care e starea ta de spirit atunci când joci șah? Să fiu foarte concentrată, să fiu relaxată, să am un balans între stres, între emoțiile pe care le am în timpul unei partide importante. Care e diferența între competițiile online și cele fizice? Ți-e dor de tabla de șah? E o diferență foarte mare pe care o simt eu. Una este când joc pe tabla de șah, mut piesa, întind mâna.